Clujul a găzduit ieri cea de-a șaptea ediție a Galei Premiilor Media de Excelență. Reprezentanții presei clujene s-au întâlnit în acest an la hotelul West City pentru a premia personalitățile clujene în diverse domenii de activitate. Excelență există în aproape toate domeniile de activitate, iar performanța are nevoie de recunoaștere și de încurajare sistematică. Someș TV a acordat în acest an premiul de excelență profesorului antrenor Arman Dimitriu de la Liceul Teoretic Alexandru Papiu Ilarian din Dej. Ați ales din prima sau să vă mai multe propuneri și ați votat? Cum se întâmplă? Am fost absolut deloc bună seara. Alegem persoana pe care noi dorim să o aducem și de fapt am adus aici în fața dumneavoastră. Ne-am întrebat despre sport. Este profesor la Liceul Teoretic Alexandru Papui Ilarian, deci că vine de la Dej. Clasa specială, profil voleibolist, șef de catedră. Între anii 2004-2008, profesor la Centrul Național de Excelență Voleibolist. Profesor antrenor la Divizia A cu Centrul Național de Excelență, antrenor la Divizia A cu CSM Mâinea Dej, antrenor la echipa națională de juniori și cadeți a României, câștigător al primei medalii de aur pentru România la Balcaniada de Cadeți din Grecia, la Nausa în 2006. În ultimii 3 ani, 5 medalii de aur au obținut și una de bronz din 6 posibile la Liceul Teoretic Alexandru Papui Ilarian din Dej. A obținut 6 titluri naționale la juniori și licee, 22 de sportivi promovați în divizia și 10 sportivi promovați la locurile naționale. Lista cu siguranță de a continua o viață dedicată sportului, tinerelor speranțe. Doresc din suflet să cunoașteți pe cel care vine de la Dej pe profesorul antrenor Arman Dimitriu. Și fericitări, nu numai pentru tine, pentru tot. Bună. În primul rând ați dorit să mă întorc și să mulțumesc unui colectiv super, tânăr și entuziast, care s-a constituit în urmă cu 7 luni și care se numește Someș TV. Doresc să le mulțumesc în mod special pentru că s-au gândit la mine, s-au gândit la activitatea mea și m-au sprijinit pe parcursul acestea. Doresc de asemenea să mulțumesc și familiei mele, care în decurs de 30 ani de zile de când activez în sportul de performanță, a fost alături de mine și a rezistat în mod special excesului de puse datorate emoțiilor înaintea meciului. Vă mulțumesc mult! Felicitări, domnule profesor! Sunt convinsă că facem mulți campioni, vă țin minte de întotdeauna și vă emoționat de fiecare dată când vorbeți un sportiv campion. Gazda celei de-a șaptea ediție a Premiilor Media de Excelență a fost nimeni altă decât Mihaela Rădulescu, care ne-a acordat un interviu pentru Someș TV. Mihaela, ce ne poți spune despre acest eveniment la care tu ai participat, l-ai moderat, ne-ai făcut să zâmbim, ne-ai făcut să ne simțim bine, ai fost tu. Să zicem că asta a fost treaba mea conform contractului. Glumesc puțin, dar știam de evenimentul acesta de la alți colegi care au fost pe aici în anii precedenți. Ba chiar am avut odată o echipă de filmare la acest eveniment și l-am arătat, l-am ilustrat, să spun așa, într-o emisiune de-a mea. Mi-a făcut mare plăcere că m-au invitat, pentru că știam cam ce lume vine, știam cam ce oameni frumoși sunt și realmente e o Românie frumoasă aici și n-am spus-o întâmplător pe scenă. Uite-te și tu ce oameni au luat premii astăzi seară și ce oameni au vorbit despre acei oameni. E o lume frumoasă și aici arată altfel și lumea asta a jurnaliștilor, știi? Pentru că simplul fapt că se uită într-o altă direcție și nu numai la fetele dezbrăcate și nu numai la știu eu ce lucruri se promovează pe primele pagini ale ziarelor de la București, e o mare veste bună despre presă, e foarte frumoasă și că o redacție de ziar se gândește să dea premiu unui om important, care poate, nu știu, pus pe prima pagină, n-ar vinde ziarul la fel de bine, dar ar vorbi mai frumos despre România. Ai spus că trebuie să acordăm o mai mare importanță lucrurilor mai mici. Ce ai vrut să spui? Hai să zicem, un fel de pasiunea mea cu detaliile. Sunt foarte minuțioasă așa din fire și am învățat, nu știu, și bătrânețea devine, am învățat să mă uit puțin mai mult la lucrurile simple, la detalii, decât așa la toate cele de anvergură. Poate și pentru că am trăit atâta timp în lumina asta a showbiz-ului, care de multe ori e falsă, de multe ori arată imagini sparte, deformate și bine că spun asta în ghilimele. E mai frumos să te uiți puțin mai atent și la un om
la detaliile care le alcătuiesc decât să pui etichete așa, să-l vezi de la distanță, cum din păcate se procedează. La asta am vrut. E, dacă vrei, o, nu știu, un fel de a mă simți și eu mai bine, l-am spus din tot sufletul. Chiar cred că un om e mai frumos din detalii. O poveste e mai frumoasă dacă dai detalii. Un film e mai frumos dacă ții minte detalii, secvențe din el. Îmi plac detaliile. Ce ai transmite unor oameni care te iubesc, care te apreciază și care se uită la televizor acum la tine? Că le mulțumesc mult că există și că au această părere, aș spune eu acum, foarte cinstit, corectă despre mine, pentru că nu sunt un om rău, iar, să zicem, partea cealaltă, cei care nu mă plac, sunt întotdeauna, cum să spun, poate mai convingător decât cei care mă plac, dar cu ei nu pot să comunic. Pentru că, cu siguranță, oamenii care nu mă plac mă văd în cu totul altfel sau pur și simplu nu reușesc să admire un detaliu sau mai multe, și atunci am înțeleg mai bine ca tot omul cu oamenii care mă plac. Așa că le mulțumesc frumos că există și că bănuiesc că sunt niște oameni ca mine, cu bune, cu rele, cu tot ce se întâmplă să avem sau să trăim.